Bine ați venit, copii! Astăzi o să vă spun o povestire foarte drăguță despre un băiețel care avea în jur de 10 ani. Are cineva dintre voi 10 ani? Două fetițe au 10 ani, perfect! Băiețelul acesta avea numele Hamisi. E un nume mai ciudat pentru că el locuia în Tanzania. Știe cineva dintre voi în ce continent este această țară, Tanzania, cumva? Ghicește cineva? Nu, vă spun eu, este în Africa. Deci era un băiețel de culoare, pe nume Hamisi. El obișnuia să o ajute pe mama lui și din când în când, când venea de la școală, mama lui pregătea niște mici plăcinte pe care le cocea într-o tigaie cu ulei, îi le punea într-o farfurie și el se ducea la piață și le vindea. Lua pe o plăcintă doi bănuți mici, așa, rotunzi, da? Și într-o zi a luat el farfuria cu plăcinte și s-a dus la piață. Și au vândut câteva plăcinte, i-au mai rămas vreo două și el punea bănuții pe care îi câștiga pe plăcinte tot acolo pe farfurie, da? Și dintr-o dată s-a auzit o mare gălăgie, mulți câini lătrau și el a fost așa de curios încât a lăsat, s-a uitat el în jur și a văzut o piatră așa destul de măricică și a pus acolo farfuria lui și a fugit și el cu ceilalți copii să vadă ce se întâmplă. Și ce credeți? Era o bătaie între căței. Cred că ați văzut și voi bătăi între câini. Sunt nervoși, latră și arată colții unii la alții și băieții erau foarte entuziasmați. Să uitau acolo să vadă cine va câștiga. Când s-a terminat bătaia asta între căței, Hamisi s-a întors să-și caute farfuria. Când s-a întors, piatra era acolo, dar farfuria nu mai era. Nu mai era nici farfuria, nu mai erau nici plăcintele, nu mai erau nici bănuții. S-a necăjit așa de tare și i-a întrebat pe ceilalți băieți.
Ați văzut cumva cine mi-a luat farfuria? Nu mai am bănuții, nu mai am plăcintele?" Băieții au spus: "Nu am văzut nimic." "Sigur nu le-ați luat voi?" Băieții au spus: "Nu, fii serios, le-o fi mâncat piatra." Și Hamis i-a spus: "Păi cum, piatra poate să mănânce farfuria? Poate?" "Nu poate, sigur. N-are viață, exact. Deci n-avea cum." Și el așa de tare s-a întristat și a spus: "Eu cred că voi mă păcăliți și mă necăjiți." Și cum se certau ei așa, a venit un domn și a spus: "Ce faceți voi aici? De ce vă certați?" Și băiatul nostru a spus: "Sunt așa de necăjit, mi-am lăsat aici pe piatră o farfurie cu niște bănuți și am plecat să văd o ceartă, de fapt o bătaie între căței, când m-am întors, farfuria nu mai era. Și cred eu," a zis el, "că băieții aceștia au luat-o." Domnul i-a întrebat pe băieți: "Băieți, voi ați luat farfuria băiatului?" Băieții au spus: "Nu, cum să facem noi așa ceva? Cred că piatra i-a mâncat-o." Domnul acesta, când a văzut că băieții sunt puși pe glume așa, le-a spus: "Ia, haideți să mergem noi toți la șeful pieței și să vedem cum rezolvăm această problemă." Și au plecat cu toții. Erau 5 băieți și cu Hamisii 6. 6 băieți și cu acest domn au intrat în biroul șefului pieței și domnul a prezentat situația. Șeful pieței s-a gândit puțin, s-a dus, a pus într-o farfurie adâncă niște apă, a pus-o pe biroul lui și a spus: "Este în regulă, o să descoperim cine a luat bănuții." L-a spus așa băieților: "Veniți pe rând în fața biroului meu și puneți în farfuria aceasta cu apă bănuții pe care aveți în buzunar. Dacă nu aveți bănuți, puneți mâna în farfuria mea cu apă." Și așa au făcut. A venit primul băiat, a pus acolo bănuții, a mers mai departe. A venit al doilea, al treilea, al patrulea. Când a fost rândul celui de-al cincilea băiat, băiatul a venit, a pus bănuții în apă și șeful pieței a spus: "Tu ai luat bănuții lui Hamisi. Tu ești vinovat, recunoști?" Și băiatul, așa stânjenit, a spus: "Da, recunosc, dar cum v-ați dat seama că i-am luat eu?" Știe cineva să-mi răspundă? Dintre voi? Vă spun eu. Bănuții care erau pe farfuria lui Hamisi se murdărisele cu uleiul de la plăcinte. Și când ei au fost puși în farfuria cu apă de pe biroul șefului pieței, uleiul a ieșit la suprafață. Și șeful pieței și-a dat seama imediat cine a fost făptașul. Știe careva dintre voi să-mi spună continuarea unui proverb românesc care spune așa: minciuna are, te rog, Denisa, picioare scurte. Ce înseamnă asta? Că dacă vom minți, vom fi prinși la un moment dat. Ar putea cineva să-mi spună cum sună porunca care ne oprește de la a spune minciuni? Să nu furi are legătură cu povestirea noastră, adevărat, dar eu v-am întrebat care este porunca care ne oprește de la a minți. Vă spun eu, e vorba de porunca noua, care spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Lecția de astăzi este, ca întotdeauna, să spunem adevărul, pentru că, așa cum a spus și Denisa, minciuna are picioare scurte. Vă mulțumesc că m-ați ascultat!
Astăzi este sabatul colportorului, sabatul evangheliștilor cu literatura. Colportajul este una dintre metodele tradiționale de distribuire a literaturii produse de editurile adventiste. Colportajul a fost utilizat pentru prima dată în Canada, la scurt timp după extinderea Bisericii Adventiste dincolo de granițele Statelor Unite. Apoi, odată cu trimiterea primilor misionari în Europa, s-a extins, considerându-se a fi una dintre metodele de cel mai mare succes în distribuire de literatură religioasă. Cele două lucrări, publicarea de cărți și colportajul, au mers, cum era firesc, mână în mână. Thomas Lan este primul editor adventist român. A fost în același timp și evanghelist cu literatura sau colportor. Totuși, istoriografia adventistă îl reține pe Wilhelm Tenteș ca fiind primul colportor care a lucrat într-un teritoriu românesc. Wilhelm Tenteș a început activitatea de colportaj în anul 1895 în Brașov și în localitățile învecinate. Între anii 1896 și 1898 a lucrat în Sibiu, Bistrița, Mediaș și Făgăraș. Soția i-a fost de un real sprijin. Doar la vârsta de 28 de ani, din cauza multiplelor și dificilelor călătorii de colportaj, era un om foarte bolnav. Dar în ciuda acestui lucru, el și-a continuat activitatea. Era adesea consultat în aspecte legate de alimentație sau de sănătate. Un document din anul 1928 îl prezintă pe Tenteș ca fiind cel dintâi care a sădit sămânța Evangheliei în Arad. În anul 1931, în necrologul lui Tenteș, Hunegard, un colaborator apropiat al său, sublinea: în activitatea sa de colportaj a vizitat 260 de sate săsești. Scrierile și cărțile noastre erau comorile sale de mare preț. A fost o persoană cu un caracter deosebit. Colportajul era în acea perioadă de început a adventismului în România una dintre cele mai eficiente metode de a ajunge la oameni. Chiar și într-o Românie în care rata analfabetismului trecea, se pare, de 80%. La începutul secolului al XX-lea, atât în Transilvania cât și în regat, colportorii au înregistrat succese neașteptate. Este de remarcat faptul că și unele femei sunt amintite ca fiind colportori. De exemplu, pastorul Ralph Schneider afirmă că sora Kraus este foarte activă în lucrarea de colportaj. Sora Füchleș, care își desfășoară activitatea în sate de lângă Brașov, are de asemenea o experiență vastă în lucrarea de colportaj. Prin urmare, nu este de mirare că în aceeași perioadă interberică în care se înființa casa de editură Cuvântul Evangheliei, și lucrarea de colportaj se organiza. În acei ani de după primul război mondial, pastorii și membrii deopotrivă au fost foarte zeloși în activitatea lor misionară și Biserica Adventistă s-a dezvoltat. La sfârșitul anului 1920 aveam 99 de comunități și grupe cu un număr de 2540 de adventiști. Dezvoltarea plină de succes a colportajului o putem vedea și în cifre, în statistici. De exemplu, în anul 1921, colportorii au vândut literatură în valoare de aproximativ 105.000 lei, iar în anul 1922, în anul următor, au vândut de 650.000 de lei, rezultând deci un plus de 545.000 de lei. Dincolo de experiențele frumoase, lucrarea de colportaj a întâmpinat și obstacole. În anul 1923, Petre Paulini declara: clerul ortodox ne-a declarat un război de moarte. Colportorii noștri sunt arestați, sunt bătuți, sunt întemnițați, împunși cu baioneta prin țară, târâți de la un tribunal la altul. În ciuda acestor grele încercări, perioada de înflorire maximă a colportajului a fost perioada interbelică. Dacă vorbim despre perioada comunistă, activitatea editorială și cea de colportaj
a fost sistată. La sfârșitul anului 1948, activitățile de publicare au fost suprimate și colportajul a fost interzis. Din 10 periodice publicate până atunci, singurul jurnal oficial al bisericii rămâne Curierul Adventist. În anul 1950 s-a decretat obligativitatea înregistrării tuturor mașinilor de scris și controlul tuturor mișcărilor populației. Oamenii trăiau sub amenințarea proceselor trucate, a terorii închisorilor, a lagărelor, a canalului Dunăre, Marea Neagră și a muncii silnice. Uneori literatura adventistă era tipărită în alte țări. Cartea Tragedia Veacurilor de Ellen White a fost tipărită cu titlul Străbătând Veacurile într-un format clasic în Statele Unite. După Revoluție s-a dorit reînființarea acestei ramuri a lucrării, dar lucrurile s-au pus greu în mișcare. Însă în scurt timp această activitate a cunoscut o dezvoltare explozivă. Omul care s-a luptat ca din nou în România să existe colportaj și să existe colportori a fost pastorul Lazar Furăi, cel care a fost implicat în reînființarea editurii oficiale a Bisericii Adventiste din România, ca și în anul 1920, cele două lucrări, de publicare și de colportaj, se reorganizează în același timp. Metodele de lucru ale colportorilor din România în ultimii 14 ani sunt bazate pe activitatea misionar-medicală și reprezintă o modalitate practică de împlinire a nevoilor oamenilor pe plan fizic, pe plan emoțional și spiritual. Astăzi, metoda clasică de lucru a colportorilor este cea din casă în casă, deplasându-se din loc în loc, în orașe și sate, cu dorința de a fi de folos oamenilor. În perioada de primăvară-toamnă, în colaborare cu primăriile locale, sunt amplasate standuri de sănătate în diverse locuri publice. Prin intermediul seminarelor susținute în diverse instituții, mii de persoane participă anual la aceste seminare în instituții. Din dorința de a mobiliza întreaga biserică la misiune prin literatură, începând cu anul 2006, se desfășoară diferite proiecte și voi enumera doar aceste proiecte. De exemplu, proiectul Cartea Anului, proiectul Student Valdens, Pastor Valdens, Youth Challenge, iar experiențe din aceste proiecte vor fi prezentate de către fratele Pop Iacob, directorul editurii Viață și Sănătate. Am selectat câteva experiențe din zone diferite ale țării și pentru că timpul este relativ scurt, v-aș ruga să vă puneți centurile că vom demara în forță și vom merge cu foarte mare viteză. Unde ați fost până acum? Într-una din zile am ajuns la o primărie unde am făcut o prezentare a activității noastre, spune un colportor, și am fost surprins de remarca domnului primar. Unde ați fost până acum? Acum sunt și diabetic și cardiac. E prea târziu. Totuși, veniți pentru angajații mei. La data stabilită i-am mobilizat pe toți angajații, i-am adunat în sala de ședințe, iar după prezentarea seminarului a fost primul care a mers la standul de carte și prin interesul său a dat tonul pentru ceilalți. A făcut și verificările medicale, și la sfârșit, entuziasmat, a declarat în public că va face schimbări hotărâte mari în stilul său de viață și afirma, când veți reveni data viitoare, voi fi de nerecunoscut. Ne-a mai spus că are un prieten bun, primar într-o altă localitate, și a insistat să mergem și acolo cu programul nostru. Am înțeles că atunci când noi șovăim, avem rețineri, ne teamă că am putea fi refuzați, Dumnezeu ne vorbește prin gura lor că de mult ei ne așteaptă. Sunteți martor sau adventist? În perioada aceasta de pandemie, oamenii sunt mai relaxați la țară decât la oraș și mult mai deschiși. Într-o localitate de lângă Craiova, mi-am propus să merg în fiecare duminică din casă în casă cu cărți.
În acea localitate aveam și biserică adventistă. Am întâlnit o doamnă care lucrase ca educatoare la grădinița din comună, acum era pensionară. Când a văzut cărțile, m-a întrebat: sunteți martor sau adventist? Cu bucurie i-am spus: sunt adventist. A avut o reacție plăcută. Mi-a spus că timp de 16 ani a avut la grădiniță ca îngrijitoare o persoană adventistă, chiar soția prezbiterului din localitate. Și a rămas cu o impresie foarte bună despre adventiști și mărturisea: era cât pe ce să devin și eu adventistă. A cumpărat cartea Sănătate pentru Creier și pentru că soțul ei murise mai demult, i-am prezentat cartea Degeaba cântă cucuveaua. Am purtat o discuție frumoasă pe teme spirituale. I-am oferit cadou revista Repere și am stabilit să ne reîntâlnim în sabat la Biserica Adventistă. Fiți perseverenți! Un colportor lucra de curând într-o zonă maghiară. Revenise la o doamnă care a cumpărat în trecut toate cărțile de sănătate, evident în limba maghiară, dar refuzase hotărât cărțile spirituale. Ce să mai prezinte acum? Am mai încercat odată să-i vorbească despre cărțile valoroase, cărțile spirituale. Nu mă interesează, a răspuns sec. Atunci colportorul scoate din geantă cartea în limba română Acasă în lumea Bibliei. Când a văzut-o, doamna a tresărit. Domnule, a spus ea, chiar înainte de pandemie am vizitat Țara Sfântă. Am fost prin acele locuri. Vreau cartea. Apoi continuă: ce mai aveți în geantă? A cumpărat tot atunci și Viața lui Iisus, Tragedia veacurilor, Profeți și regi în limba maghiară. Și a despărțit, a spus: vă aștept când aveți și alte noutăți editoriale. Aștept să reveniți. După zile cu multe și frumoase experiențe în lucrarea de colportaj, a urmat una mohorâtă. Afară ploua. Ploua mărunt, vremea se răcise accentuat, nu-ți venea să mergi din casă în casă cu oferta de carte. Totuși, împreună cu colega mea, am plecat. Mergeam din magazin în magazin și prezentam vânzătoarelor oferta de carte. Într-un magazin, o tânără vânzătoare privea atentă în telefon. M-am gândit să nu o deranjez, mai ales că tinerii nu prea le au cu cărțile. Un gând mi-a șoptit: nu ocoli pe nimeni. Așa că m-am apropiat și am prezentat cartea Minte, Caracter, Personalitate. Nici nu începusem bine să-i o prezint și mi-a zis: aveți două? Desigur, i-am răspuns, dar am și alte cărți interesante și pe care ar fi bine să le vedeți. Mi-a răspuns: repede, vă rog, pentru că avem camere de filmare în incintă. A luat mai multe titluri. La final i-am oferit cadou cartea Calea către Hristos. S-a uitat foarte atentă la ea, a răsuit-o puțin și a zis: cu asta chiar m-ați nimerit. Acest gen de cărți îmi plac. I-am prezentat și cartea Viața lui Iisus, dar nu mai avea bani. I-am promis că va reveni colega mea și că să se asigure că nu va pierde ocazia, a solicitat ea numărul de telefon al colegei. La despărțire ne-a spus zâmbind: vă mulțumesc mult pentru cărți. Aștept să reveniți. Un refuz convertit. La o agenție imobiliară găsesc ușile birourilor larg deschise, iar într-unul dintre birouri sunt întâmpinată cu un zâmbet larg de doamna contabilă. Plăcut surprinsă de felul cum sunt întâmpinată, mă apropii cu curaj și îi spun scopul prezenței mele acolo. Zâmbetul îi dispare brusc și spune: v-am confundat. V-am confundat cu doamna topograf. Pentru cărți eu n-am timp. Poate colega. Mă îndesc spre colega, care reacționează prompt: nu am timp.
ies din birou pe hol și mă îndesc spre ieșire, când aud pe cineva adesându-mi se: vă rog, poftiți în biroul meu, îmi puteți arăta mie cărțile? Era chiar directorul agenției imobiliare. În timp ce își alege două cărți, Un corp sănătos și Viața lui Iisus, îmi spune: vă rog să le scuzați pe colegele mele, am auzit discuția, îmi pare rău pentru că au timp pentru lucruri neimportante. Îi promit că mă voi întoarce pentru a-i oferi o carte cadou drept apreciere pentru atitudinea dumnealui. Peste două zile revin, dar era plecat pe teren. Doamna contabilă era la birou, dar știam că n-are timp, așa că m-am grăbit să plec. Însă doamna spune: vă rog, îmi puteți arăta și mie cărțile? A cumpărat cartea Viața lui Iisus. Se leagă o discuție mai lungă. Acum avea timp. Și ultima experiență. Sunt hotărâtă. Iată ce relatează colportorul. Mă rugam Domnului să pot în perioada aceasta de pandemie să completez lucrarea mea de colportor cu prezentarea de studii biblice. Am obiceiul să trimit mesaje prin telefon cu conținut spiritual celor care au cumpărat cărți cu care am avut discuții spirituale. Am simțit îndemnul să-i scriu un mesaj unei persoane pe care o cunoșteam de multă vreme și care de obicei reacționa de fiecare dată la mesajele mele mulțumindu-mi. Iată mesajul pe care l-am scris. Ați dori să parcurgeți un studiu sistematic al Bibliei? Cu mențiunea, nu trebuie să-mi dați răspunsul imediat. Mi-a răspuns prompt: sunt hotărâtă, putem începe. Și s-a explicat: rugăciunea mea din ultimele luni este: Doamne, te rog, arată-mi calea, ajută-mă să văd, să aud, să înțeleg care-i calea ta. Ce minunat lucrează Domnul! Mi-a răspuns și rugii mele, spune colportorul, punând îndemnul să-i scriu doamnei Dana, și a răspuns și ei. Iată mesajul doamnei Dana după ce a primit coletul cu Biblia și avea și ghidul de studiu Descoperă Biblia. Am desigilat Biblia dimineață, primită de la dumneavoastră. Am fost profund impresionată. Cartea e sobră, demnă, elegantă, de foarte bună calitate. Ghidul, cu imaginea care transmite optimism, bucurie, pace, siguranță, e frumos structurat, clar, ideile foarte bine organizate. Am deschis Biblia și m-am lipit de informații legate de istoria scrierii ei. Am sunat-o imediat pe mama, care a fost bibliotecară, să o întreb dacă știe cine a promovat Cartea Sfântă la noi în țară. Azi voi termina de citit ghidul. Apoi mă voi apleca asupra seminarului numărul 1. Sâmbătă și duminică sunt la nepoți, dar ne auzim luni sau marți după amiază. Abia aștept. În continuare, avem bucuria să ascultăm mesajul Cuvântului lui Dumnezeu, prezentat în ocazia aceasta din partea pastorului Câmpian Tătar Ioan, director al Departamentului Publicații al Diviziunii Intereuropene. Există ceva ce ne place foarte mult să se întâmple în locul acesta. Ne place să auzim aceste povestiri, fie că ele sunt din Biblie, petrecute cu mii de ani în urmă, fie că sunt întâmplări petrecute acum, de curând, în viețile noastre sau a celor din jurul nostru. Aceste povestiri, aceste experiențe, ne place să le auzim mereu și mereu. Și le place și copiilor, și tinerilor, precum și celor în vârstă. Ne place atât de mult să vedem cum Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor. Desigur, atunci când ascultăm astfel de povestiri, și de data aceasta mă asculta cu plăcere, cred că fiecare, există un gând care pur și simplu ne frământă.
Există o anumită nuanță de umbră sau de frământare în sufletele noastre și ne întrebăm, Doamne, Tu lucrezi prin alții, prin alte persoane, lucrezi în alte biserici, lucrezi în alte familii, dar în viața mea sau în biserica mea sau în familia mea, de ce nu se întâmplă astfel de lucruri? Aș vrea să vă întreb, există vreun răspuns la întrebarea aceasta în Biblie? Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la 2 Împărați, capitolul 7, și mă opresc doar în dreptul versetului 3. Și aici o povestire, petrecută cu mii de ani în urmă, dar parcă și astăzi vibrează de viață. 2 Împărați, capitolul 7, versetul 3. La intrarea porții erau 4 leproși, care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Desigur, ne-am dorit să citim întregul capitol, dar mă opresc aici și pun întrebarea, oare cine sunt oamenii aceștia? Oameni de care Dumnezeu vrea să se folosească? Oameni care sunt implicați într-o profeție biblică, într-o făgăduință a lui Dumnezeu. Știm doar atât că erau leproși, știm că trebuiau să fie în afara cetății. Nu aveau voie să intre în cetate. Și mai știm ceva din raportul istoric, că din nou cetatea Samaria este împresurată de puternica armată a Siriei, iar în interiorul cetății se întâmplă lucruri îngrozitoare. Oribile. Noi nu știm ce este foametea. Nu știm. Și să ne ajute Dumnezeu să nici nu ajungem să cunoaștem ce înseamnă foametea. Ori de câte ori ajung la capitolul acesta, capitolul 6, parcă mă îngrozesc din nou. E posibil oare lucrul acesta? Și vă puteți imagina, oamenii aceștia erau între o cetate înfometată și o știre care se bucura de abundență. Iar oamenii aceștia, pentru că sunt între aceste două realități, se întreabă, oare e bine ce facem? Vă puteți imagina atunci când Dumnezeu lucrează, lucrurile se schimbă de la o zi la alta, pentru că omul lui Dumnezeu cu acea ocazie a făcut o profeție. Și a spus următoarele, mâine, la ora aceasta, va fi abundență în cetatea aceasta. Nu va mai fi foamete, se termină cu situația aceasta disperată. Mâine, la ora aceasta. Și au fost unii care, nu doar că n-au crezut, dar pur și simplu au răspuns ironic. E imposibil, imposibil lucrul acesta. Chiar dacă ar deschide Dumnezeu ferestre în cer, așa ceva nu se poate întâmpla. Dar haideți să vedem ce se întâmplă când Dumnezeu lucrează. Să ne întoarcem la acești leproși. Ei își pun o întrebare, iar întrebarea aceasta este una fundamentală. Este una dintre cele mai importante întrebări. La ce să ședem aici până când? Până când murim. De ce să ședem aici? Fără să facem nimic. Știți, în biserică se șede. Dar nimic nu este mai rău decât numai să se întâmple lucrul acesta. Doar să ședem. Pentru că în cele din urmă, dacă doar ședem în biserică, știți unde ajungem? Despre o biserică, în Apocalipsa se spune, îți merge numele că trăiești, dar tu nu mai trăiești. Tu nu mai trăiești. Această întrebare este una dintre cele mai importante. Este o întrebare răscolitoare. Și dați-mi voie să vă spun. Nu vă adresez dumneavoastră, mi-o adresez mie. Pentru că momentele de sinceritate, de onestitate, este imposibil să nu ne întrebăm ascultând astfel de povestiri. La ce să ședem aici? Până când vom muri? Noi trebuie să facem ceva. Rețineți un lucru și anume, noi nu putem vedea minunile lui Dumnezeu dacă doar ședem. Nu putem vedea. Se întâmplă cu alții, dar nu cu noi. Dacă doar ședem. Noi nu putem vedea intervențiile lui Dumnezeu dacă doar
ședem. Dumnezeu nu se poate folosi de noi dacă doar ședem. Iar oamenii aceștia, acești patru leproși, iau o decizie. Erau alternativele, intrăm în cetate, dar nu știm dacă ne dă voie să intrăm. Dar în al doilea rând, acolo se moare în cetate. Ce alternativă ar mai fi? Să mergem în tabăra vrăjmașului. Vă puteți imagina ce riscant era locul acesta? Iar oamenii aceștia își asumă acest risc să pătrundă în tabăra vrăjmașului. Desigur, nu ne place uneori să ne asumăm riscuri, dar priviți la oamenii Bibliei prin care Dumnezeu a lucrat. Sunt oameni care și-au asumat riscuri. Gândiți-vă la Noe, gândiți-vă la Moise, gândiți-vă la oricare dintre ei. Oamenii aceștia au fost dispuși să iasă din zona aceea de confort în care de atâtea ori ne simțim bine și să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Iar atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, vedeți cum Dumnezeu când lucrează, lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Lumea se schimbă, națiunile se schimbă. Și chiar și viața noastră se poate schimba de la o zi la alta atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Iar versetul 5 spune că au plecat în amurg. Cuvântul acesta amurg se mai repetă încă o dată. Acesta este timpul pe care ei și l-au ales, considerând că este cel mai potrivit ca să se apropie de tabăra sirienilor. Știți de ce este atât de important? Poate ei s-au gândit, vrem să fim recunoscuți, dar poate nu văzuți că suntem leproși. E momentul cel mai potrivit. Și interesant este faptul că în versetul 7 se spune că tocmai acesta este timpul pe care Dumnezeu l-a ales să intervină într-un mod supranatural, într-un mod miraculos, în amurg se întâmplă ceva. Și vă puteți imagina, n-a trebuit să facă Dumnezeu altceva decât să creeze acel vuiet unei oștiri puternice, care, călăreți. Și știți ce s-a întâmplat cu acea armată puternică care a înfometat o cetate întreagă? Pur și simplu spune cuvântul lui Dumnezeu că au lăsat totul și au fugit să scape viața. Totul au lăsat acolo, absolut totul au lăsat acolo. Și vă puteți imagina marea surprindere acestor oameni când se apropie de tabăra respectivă și văd că e liniște. Acolo erau animale, corturile și tot ceea ce era în corturi, nimeni. Pentru că deja fugiseră. Întreaga armată a fugit să-și scape viața. Iar leproșii aceștia, momentul în care ajung în această tabără, spune Biblia că au intrat într-un cort și primul lucru pe care l-au făcut, care a fost? Erau înfometați. Au găsit hrană din belșug și au mâncat și au și băut. Dar acolo era mai mult decât hrană. Acolo erau și alte bunuri, materiale și valori. Și știți ce au început să facă? Când au văzut această abundență, au spus, păi e bine să adunăm. Și vă puteți imagina din oamenii aceștia leproși, parcă se întâmplă ceva cu ei, se transformă în altceva, se transformă în niște adunători, niște agonisitori care ascund lucrurile și apoi vin și din nou cară. Mi-aduc aminte despre vremea care a fost amintită. Eu am trăit-o și am cunoscut-o. Din punct de vedere al publicațiilor, dați-mi voie să vă spun că era foamete în țara aceasta. Era mare foamete, mare de tot. Vă puteți imagina când trebuia să scrii lecțiunea sau studiul biblic al școlii de sabat cu mâna? Atât de mult m-am bucurat când am reușit să obțin un abonament la Curierul Adventist, revista bisericii, singur organ de presă sau singura publicație la care te puteai abona în țara aceasta. Atât de fericit am fost. Eram dispus să merg și să călătoresc zeci și sute de kilometri pentru o singură carte. E adevărat că atunci când eram și eu tânăr, aveam un vis, că într-o zi voi avea biblioteca mea. Și apoi s-a întâmplat ceva, de la o zi la alta. Și a venit o vreme de abundență.
mare abundență. Și știți că și eu m-am transformat într-un strângător? Dacă e ceva pentru care soția mă mustră mereu, știți care este acel lucru? Păi unde mai aduni atâtea cărți? Unde mai aduni? Unde le mai punem? Dacă vine un cutremur, ce se întâmplă cu noi? Se dărâmă pe noi toate. Dragii mei, ne vedem pur și simplu în experiența acestor oameni, pentru că există ceva mai rău decât lepra. Și știți care este acel lucru mai rău decât lepra? Este egoismul. Este egoismul. Eu nu spun că au făcut un lucru rău, ei adunau, se gândeau la viitor. Dar totuși, atitudinea aceasta nu era una potrivită. Da, alergăm după experiențe spirituale, vrem predici, vrem seminare cât mai frumoase, cât mai interesante, dar dacă ne gândim doar la noi, și de multe ori chiar și rugăciunile noastre exprimă acea filozofie a vieții, Doamne, binecuvântă-ne pe noi. Mi-aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat în anul 1994 în Sudan, în 1993, când fotograful acesta, Carter, a reușit să surprindă o fază care a uimit o lume întreagă. Un copilaș care abia se târa înfumetat spre un centru de ajutor, iar la câțiva metri stătea vulturul care aștepta să moară. Și aștepta vreo 10 minute să vadă ce face vulturul. Și vulturul stătea și aștepta și aștepta și aștepta. Și atunci a făcut poza și a fugit fericit, că a reușit cea mai reușită poză din lumea aceasta. Imediat New York Times a preluat poza. Și toată lumea a fost uimită. Și pe urmă au început să pună unii întrebări. Dar ce s-a întâmplat cu copilașul? Și fotograful zice, nu știu. El s-a gândit doar la el. Dragii mei, în anul 1994, după un an de zile, omul acesta și-a pus capăt zilelor și vieții. A zis, nu mai suport. Parcă acum îl văd și noaptea îl visez pe copilașul acela. Ia vrea că el a ajuns la centrul respectiv, dar a murit la 17 ani bolnav de malarie. Și acum ascultați ce vorbesc ei între ei. Este versetul 9. Apoi și-au zis unul către altul. Nu facem bine. Este una dintre cele mai mărețe mărturisiri. Momentul în care Duhul lui Dumnezeu vorbește la inima lor și ei își dau seama că de fapt doar la o distanță mică de ei copiii mor de foame, mamele mor de foame și ei trăiesc în abundență, mărturisesc lucrul acesta. Ce facem noi? Nu este bine, nu este bine ce facem noi. Ziua aceasta, continuă ei, nu este o zi în care trebuie să tăcem. Ziua aceasta este o zi de veste bună, este ziua în care trebuie să facem ceva. Și într-adevăr au făcut. Vă puteți imagina, Dumnezeu se folosește de oamenii aceștia care mai întâi doar au șezut, apoi au început să agonisească, să adune și după aceea și-au zis, nu e bine, nici așa. Noi trebuie să mergem, să spunem și altora, vestea aceasta extraordinară, să vină cu toții, să vadă ce belșug a pregătit Dumnezeu pentru ei. Dragii mei, să știți că totul lucrează Dumnezeu, ei nu trebuie să facă nimic. Dumnezeu care a pus o armată întreagă pe fugă, oare nu putea să trimită doar un singur înger la poarta cetății și să spună, deschideți porțile, haideți și vedeți. Dar vedeți cum Dumnezeu dorește. Tânjește după lucrul acesta ca să se folosească de noi oamenii, să lucreze prin noi oamenii și să spună, eu am făcut totul, am pregătit totul, voi doar mergeți și vestiți vestea cea bună. Totul a fost pregătit la Golgota. Dumnezeu ne cheamă doar să intervenim și să ducem mai departe vestea aceasta. Ce facem noi nu este bine. E o mărturisire extraordinară, iar experiența aceasta este una dintre cele mai importante din Vechiul Testament. Oamenii aceștia lasă totul și merg spre cetate și anunță pe cei din cetate. Și vă puteți imagina bucuria aceea mare. E adevărat că întregul raport biblic începe cu ceva și se termină tot la fel. Iar atunci când ceva începe și
avem o declarație, avem o idee care se subliniază și se încheie tot la fel, înseamnă că este ceva foarte important. Știți cum a ironizat aghiotantul împăratului profeția lui Elisei? Chiar dacă Dumnezeu ar deschide ferestre din cer, așa ceva, este imposibil. Și Elisei, prorocul, rostește încă o profeție, a doua. Și știți care a fost? Vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei avea parte. Vei vedea, dar nu vei avea parte. Nu există ceva mai dureros decât în sensul acesta să faci parte din profeția biblică. În sensul acesta. Nu în sensul în care au fost prinși acești leproși. Atunci când Dumnezeu lucrează, nimic nu este mai important decât să fim acolo unde El dorește să fim. Acolo unde El intervine, acolo unde El face minuni. Acesta este lucrul cel mai important. Iar pentru că este sabatul sau ziua aceasta de veste bună prin literatură, cred că fiecare ne punem întrebarea și este numai ceva normal să ne-o punem. Doamne, eu ce să fac? Eu ce pot face? Dragii mei, fiecare dintre noi putem să facem ceva. Doar cu câteva zile în urmă, soția a fost chemată la spital să lucreze și avea cu ea revista Viață și Sănătate. Iar una dintre asistente a deschis-o și a spus, extraordinar, pot să trag la Xerox? Ea ta, ea mea, extraordinar. Și să puteți imagina bucuria pe fața ei pentru o singură revistă. Fiecare dintre noi putem oferi o revistă, o carte, o broșură, iar în modul acesta oamenii să descopere această abundență a Harului lui Dumnezeu pusă la dispoziția lumii întregi, în timp ce lumea moare din punct de vedere spiritual, abundența aceasta este pregătită pentru toți. Dar în același timp, cunosc foarte mulți care au privit harta și au spus, vreau ca în toate localitățile din județul acesta, în toate casele și în toate familiile să ajungă cel puțin o broșură sau o carte cu vestea cea bună și vreau să vă spun că îi apreciez foarte mult pe oamenii aceștia. Sau sunt alții despre care s-a vorbit, care sunt dispuși să lucreze în linia din tâi. Sunt puțini, care spun nu doar din când în când să merg cu vestea cea bună, ci în fiecare zi, în fiecare dimineață. Aceștia se numesc evangheliștii cu literatură. Nu știu ce vă îndeamnă Duhul lui Dumnezeu să faceți, în care categorie să vă încadrați, dar să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să nu fim în categoria celor care ironizează. Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei avea parte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să vedem cu ochii noștri și să fim implicați în această profeție a lui Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu, pentru ca modul acesta Dumnezeu să se folosească de fiecare dintre noi. Amin.